și surori în Hristos, retrăind și în acest an emoția primului Crăciun, suntem chemați să ne lăsăm pătrunși de bogăția misterului întrupării lui Dumnezeu. Realitatea întunericului și a luminii ne-o putem asuma astfel în lumina credinței, care risipește tot ce este întunecat în jurul nostru. Căci așa a sosit Iisus la Betleem, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. La marea sărbătoare a nașterii Mântuitorului nostru, doresc tuturor să putem depăși tiparele și obiceiurile cotidiene la care ținem foarte mult. Doresc să simțim Betleemul în suflet și să pătrundem simplitatea, înțelepciunea și bunătatea lui Dumnezeu în viața noastră. Să ne îndepărtăm de lucrurile exterioare și să trăim în suflet evenimentul Crăciunului. Să fim atenți la cuvântul Îngerului pentru a putea auzi vestirea cerească. Să-L căutăm pe Cel viu care vine între noi, ca nu cumva să-i ratăm sosirea. Iar atunci când simțim că ne este aproape, să nu-L împovărăm cu întrebările noastre de ce, cum și până când, să-L adorăm mai degrabă și să ne lăsăm atinși de iubirea sa mângâietoare. Cu aceste gânduri și cu urări de pace și binecuvântare vă doresc tuturor un Crăciun fericit!